pentru 4 euro seafood, creveți, orez, o supică, mushroom și la tine ginger în plus. Pepenele și cu dragon fruit la fix. Pe ultimele creații. Moda din China. O grămadă de cămășuțe. Ia. Moda de la Paris. Dar ce calitate sunt și ce material. Wow, și asta e tare. Bună dimineața! Cum se stă? Foarte bine! Ce grădină frumoasă! Ia uite fruturile, băi! Doar pentru 9 euro pe noapte! It looks. Mergem spre o lagună. Laguna numărul 2. Trebuie să luăm un scooter. Am luat o moto, sutica, sub 5 euro. Ok. Ne-am instalat de timpul degustări. Am găsit niște sandvișuri mega bune. Și o să găsesc abadi. Am dat de niște sandvișuri super bune. Eu mi-am luat sandviș cu ton și tu sandviș cu ciuperci. Ciuperci. Salată. Pentru doar 1 euro de sandviș. Ce bine am mâncat sandvișurile. E timpul să băgăm o mică aventură cu acest scooter. Pare ok scooterul. Pare super ok scooterul. Mergem spre Laguna 2. Ne oprim la stația de tren să ne luăm bilete pentru Vientiane, pentru că se termină tripul în Laos. S-a băgat gazolina. Merge pe river cu colacele. De coconut. Coconut. Am văzut și mandarină, 25 kg și cred că și pepene, 25. Ar trebui să mai luăm ceva, nu? De drum. Da, ar trebui pepene. Un pepene tăiat. Mandarinele sunt foarte, foarte dulci. Uite, 20 kg pepene. Stația de tren, drumul de 4 km pe care l-am făcut pe jos când am fost preluam Prabang. Acum mergem cu scooterul. Da, când o să mergem spre capitală tot pe jos, o să-l facem. Și în față stația de tren. Este închis. Programul de pe Google Maps nu este actualizat. Pe Google Maps scria că e de la 11.40 la 12.40 și după care se mai deschide de la 5 la 9, ceva de genul ăsta, dar de fapt nu e așa. Se doarme.
Se deschid de la 1 până la 5. De la 1 la 5 și după aia de la 6.20 la 9 fără 10. Ne întoarcem mai târziu. În fiecare zi același program, cu vreo 3 pauze. Dimineața, la prânz și seara, până târziu la 9 fără 10. Ne-am oprit să ne luăm un pepene. Pepene. Pepenar și 20 de mii. Mai puțin de 1 euro. Mai puțin de 1 euro. Credeam inițial că e kilogramul, dar de fapt e pe bucată. Ieri ne-am mors cu pepenele, am dat 2 euro pe ele. 2 euro, da, și aici e... 2 euro și faci, dacă te miști puțin, ce înseamnă un pepene cu 1 euro. Wow, câtă lume în față. La baie. Localnici. Toți localnicii la baie. Azi avem zi cu soare față de data trecută, cu scutero. Kilometri și ajungem la lagună numărul 2. Laguna 2, welcome to Blue Lagoon 2. Oh. Am citit că sunt numai chinezoi. E piscina publică de chinezoi, am citit.
parcare, să plătim intrarea. Am luat tichetul, 20.000 de persoană. Un dolar. Ce viu. Să vedem acum și câtă lume este. Am văzut că mai e o lagună cu un viu de ăsta mișto, dar nu mai știu ce număr e. Da, uite, am acum pe hartă. Prețul de intrare a inclusă și parcarea. Cel puțin așa era la aia, numărul 4. Ce e la fel, uite. Welcome to Lagoon. Ok. Parcarea la umbră. Dragi prieteni, pepenele. Stau mai pe noi. What the fuck, unde m-am uitat aici? Nu știu. Laguna 2. That's wonderful. E loc instagramabil. Uite aici. Laguna 2. Hai să vedem unde se face baie. Față, e hub-ul. Cinstina. Laguna 2. Cool. Să băgăm câteva felii de revenelă. Altă lagună, mult mai liniștită. Nimeni. Cât de bine, nu?
Am făcut o baie pe cinste în această lagună. Sunt două lagune pentru $1 intrarea. Asta e toată ziua. Ai unde să te tolănești? Ai foișoare. Foișor, scăunele. Poți să intri cu ce vrei tu înăuntru. Poți să iei mâncare, băuciură, poți să cumperi de aici dacă vrei. Noi am intrat cu pepenele. Ne-am luat dita mai pepenele. Și acum mergem să stăm în acest loc. Ce dubios în zona asta, că am văzut o grămadă de frunze arse căzând din cer. Gunoaie arse. Arți foarte multe gunoaie și după aia vântul le aduce în tot felul de locuri frumoase. După cum se vede în apă. Stai că poate vedem unul care cade din cer. Ah, uite, în dreapta nu se vede. Din cauza că e lumina prea puternică. Dar uite câte sunt pe jos. Uite. Da. Și aici, stilul ăsta. Ne-am tirat de la cealaltă lagună din partea aia pentru că veniseră niște localnici cu muzica foarte tare și parcă nu... Uite, cu cadă una. Parcă nu-ți vine să savurezi locul. Așa fără muzică e super bine. Până acum laguna 2 este mult mai mișto decât cealaltă pentru că este mult mai mare. Ei se observă că o să se extindă, mai fac acolo încă o lagună. Au pictat teatru de vară. Un loc de concert, de ceva. Un căpușca în față. Unii învață cu zisa mai pușcociu și cu cuțit. Wow! Sibla în trambulină. Se poate juca și volei mega lax. Asta a fost, prieten, laguna 2. Cea mai bună până acum. Uite, aici n-ai voie să noci. Da. Și scuterul Titano. Titano. Are un tup pe spate. Și pe căscă. Pe me? Pe ta. Unde era? Titano. Cam lax, nu? Uite, are și emblema aici.
pornim, are ceva kilometri făcuți, 142.000 de kilometri. Are ceva kilometri făcuți. Are, are. Vacile la templu. Poarta, băi, e din poarta, poarta. Postul, bonusul. Oh, ce frumusețe! Nice! Multe de-astea, cum se cheamă, baloane și... Ne-am mai oprit la un pepene. Ne-am întors în stația de tren. Tocmai ce se deschide poarta de
cumpărare, bilete. În față avem și programul, un program puțin cam ciudat. Ăsta este. În fiecare zi. Am luat biletele, 8 dolari de persoană. În funcție de oră este mai scump sau mai ieftin. Cu o oră mai târziu decât ora pe care am luat-o noi, era 9 dolari de persoană. Așa că am zis o oră mai devreme și plătim mai ieftin, 8. Hai băiele să le aranjăm. Azi am zis să ne respectăm la un restaurant corean și pentru 6 euro aproximativ ne-am luat seafood aici. Kimchi. Kimchi. Usturoiul. Un sos care miroase super de alune. Sticky rice. Legumele. Și hai pe ele. Ardei iute, lime. Că nu mai mâncăm caracatiță, dar ne-au băgat niște caracatiță. Cu adevărat artă să îți gătești singur. Mai ales când ești înfometat. Da. Sosul ăsta e super bun, de alune. Și ne-am făcut și un sos de usturoi înăuntru. Dacă ne aduc. Castronașul de usturoi. Gata, ne-am pregătit masa, să avem poftă. Kimchi este un fel de varză murată, cu un sos foarte bun. Și cu diferite legume. Fix 6 euro ne-a costat masa. Wow, dar ce bun a fost! Și scaunele!